și domnilor, bună seara, sunt Livia Graur, bun găsit la Focus, să vedem principalele știri ale zilei. Alfred Bulai a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el este acuzat de mai multe fapte de agresiune sexuală. Un tânăr a ajuns la spitalul din Botoșani după ce a fost bătut de o gașcă de copii în centrul orașului. Nu este prima dată când aceștia creează probleme grave. O profesoară de origine română este printre cele 4 persoane ucise într-un atac armat la o școală din Georgia. Autorul este un elev de 14 ani. Alfred Bulai și-a primit sentința cu puțin timp în urmă, după o zi plină de audieri. Fostul profesor a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Decizia le aparține judecătorilor sectorului 1 din capitală. Alfred Bulai este acuzat că s-a folosit în mod abuziv de funcția sa din cadrul SNSPA pentru a hărțui sexual 10 de studente și foste studente. Procurorii au hotărât să formuleze propunere de luare a măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile față de inculpat. Aceasta a fost decizia procurorilor de la parchetul judecătoriei sectorului 1. Alfred Bulai a fost adus azi din arestul central pentru audieri. Fostul profesor a stat în fața procurorilor aproximativ 4 ore. Acesta este acum cercetat pentru 2 infracțiuni de hărțuire sexuală și 2 infracțiuni de folosire abuzivă a funcției în scop sexual. Toate aceste fapte se referă la o singură victimă. Profitând de poziția de autoritate asupra persoanei vătămate, a pretins din partea acesteia, în vederea obținerii satisfacției sexuale, favoruri de natură sexuală, respectiv ca persoana vătămată să se dezbrace de tricou și de sutien în fața sa. A comis împotriva persoanei vătămate acte de natură sexuală, materializate în îmbrățișări, încercarea de a o sărăta cu forța și atingeri cu tentă sexuală în zona și la nivelul spatelui, umerilor și picioarelor. Procurorii au făcut un apel public către toate persoanele care pot deține informații despre acest caz și le-au îndemnat să se adreseze autorităților. Au fost primite pe adresa de poștă electronică mai multe sesizări și cu privire la toate sesizările, cu privire la toate informațiile transmise de către toate persoanele, cercetările sunt în curs de desfășurare. Alfred Bulai a fost adus ieri la secția 2 de poliție după ce au avut loc percheziții la el acasă. Polițiștii nu au verificat doar locuința acestuia, dar au căutat probe timp de zeci de minute și în mașina sociologului. Începând de ieri, investigația în acest caz nu se mai desfășoară in rem, ci in personam. Mai mulți pacienți s-au speriat teribil chiar în spital din cauza unui șobolan care a ajuns în secție. Unde s-a întâmplat totul, aflați imediat la Focus. Caz șocant în Botoșani, un tânăr de 18 ani a fost desfigurat de o gașcă de copii. Incidentul grav a avut loc în zona centrului vechi din oraș. Victima a fost internată în spital, unde a fost operată din cauza loviturilor puternice pe care le-a primit. Polițiștii au luat decizia de a organiza patrule seară de seară pentru a-i legitima pe tinerii care umblă pe străzi după lăsarea întunericului. Familia revoltată îi acuză pe polițiștii din oraș că nu au făcut nimic și că această măsură va fi insuficientă. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Totul a început în centrul istoric al orașului. Victima a plecat de la o petrecere alături de un prieten. Pe drum au fost abordați de un grup de 16 minori, cu vârste cuprinse între 11 și 16 ani. Pe imaginile de pe camerele de supraveghere din oraș se vede cum gașca se plimbă la acea oră pe străzile din centrul vechi. Înainte de bătaie, unul dintre minori exersa pe trotuar o mișcare de luptă. Grupul a fost surprins pe camere în timp ce fugea la ora 1 și 40 de minute noaptea după cei doi. Trei copii cu vârste de 15 și 16 ani l-ar fi bătut pe băiatul de 18 ani până când a intrat în spital. Când au ajuns polițiștii, băiatul zăcea pe trotuar, iar gașca de minori fugise de la locul faptei. Când victima a ajuns la unitatea de primiri urgențe, a fost dusă direct în sala de operații. Pacientul se prezintă în serviciul de urgență cu un traumatism craniofacial produs prin agresiune, prezenta o fractură de piramidă nasală cu înfundare și deviere. Polițiștii au deschis o anchetă și i-au identificat pe cei trei minori care l-au agresat pe tânăr. Au fost audiați în data de 4-a 9-a la DGASPC
conform procedurii de lucru cu minorii, și-au recunoscut faptele, iar în data de 12 ianuarie vor fi prezentați la medicină legală pentru a se stabili dacă au avut discernământ. Mama victimei spune că aceștia au vrut să-l tâlhărească pe băiat și pentru că nu au putut să-i fure nimic, l-au snopit în bătaie. În momentul în care au văzut și portofelul lui Paul, dacă se dovedește că minorii au avut discernământ, poliția va lua o măsură mai aspră pentru faptele săvârșite. Familiile celor 11 minori legitimați din gașcă au fost amendate cu peste 5.000 de lei în total. Pentru a preveni astfel de incidente, polițiștii și jandarmii organizează acum razii în oraș, după ora 11 noaptea, și legitimează toți oamenii de pe străzile centrului vechi. I-ați mai văzut pe aici polițiști până acum? Prima dată, nu. Prima dată în 25 ani. Da, exact. Probabil s-o fi întâmplat ceva, nu știu, fac o rază, habar n-am. Familia acuză că oamenii legii au luat măsuri numai după ce opinia publică s-a revoltat în urma acestui caz. Locuitorii care au auzit de acest caz sunt complet șocați. Vine poliția locală, să uită, poate mai dă și mâna cu ei și pleacă. Adică să stai liniștit, chiar dacă vezi ceva nu poți spui nimic. Cred că ar trebui să patruleze mai mult poliția, că na. Chiar dacă a fost snopit în bătaie și internat în spital, tânărul nu a reușit să obțină de la poliție un ordin de protecție împotriva agresorilor. A solicitat ordin de protecție prin declarația TIP, i-a fost întocmit formularul de evaluare a riscului și nu a reieșit risc iminent în urma completării formularului. Acum singura lui șansă este de a obține un ordin de protecție de la judecător. O profesoară de origine română este printre cele 4 persoane ucise într-un atac armat la un liceu din statul american Georgia. Victimele sunt 2 elevi și 2 profesori. Presupusul autor al atacului este un elev de 14 ani care s-a predat autorităților și va fi acuzat oficial de 4 asasinate. FBI-ul a alertat autoritățile locale despre băiat încă de anul trecut. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. La 80 de kilometri nord-est de Atlanta, în orașul Winder, un adolescent de doar 14 ani a deschis focul într-un liceu. 4 persoane au fost ucise, 2 elevi în vârstă de 14 ani și 2 profesori, iar 9 au fost răniți. Una dintre victime este o profesoară de matematică de origine română. Moartea tragică a femeii a fost semnalată și pe Facebook de o româncă, membra comunității românești din Georgia. O asemenea irosire fără sens de vieți omenești. Armele militare nu își au locul în societatea civilă. Părinții trebuie să fie puși sub acuzare atunci când copiii lor au acces la arme militare, punct. Fie ca toate viețile pierdute în zadar astăzi să fie pomenite și prețuite și să-și găsească odihna veșnică. Un omagiu special pentru Cristina Irimia noastră, care a fost profesoară de matematică la acel liceu din Winder, Georgia. A scris pe Facebook Ruxandra Tocitu. Potrivit poliției, autorul atacului a folosit o armă semiautomată. Acesta s-a predat autorităților și va fi judecat ca un adult. Sheriff, any idea how the weapon got inside the school, and was there any warning that this was going to happen? Not that I'm aware of. Again, very early, and we're still looking into that, whether or not or how he obtained it and how he got it in the school. Colegii atacatorului povestesc că totul a început când acesta a părăsit propria clasă la sfârșitul unei ore de algebră. He just starts to shoot, and you hear like about 10 to 15 rounds back to back. Imediat după tragedie a reacționat și vicepreședintele Statelor Unite Kamala Harris, care ținea un discurs de campanie în statul New Hampshire. This is just a senseless tragedy on top of so many senseless tragedies, and it's just outrageous that every day in our country, in the United States of America, that parents have to send their children to school worried about whether or not their child will come home alive. Odată arestat, suspectul a vorbit cu anchetatorii, care cred că a acționat singur, dar au refuzat să spună dacă știu ce l-a motivat. FBI a alertat autoritățile locale despre băiat încă de anul trecut. Elevul, care avea pe atunci 13 ani, publicase pe rețelele sociale poze cu arme. Acesta a fost al 23-lea atac armat de la o școală din SUA din 2024, potrivit unei baze de date realizate de revista Education Week.
Caz incredibil în localitatea Cipău din județul Mureș. După ce în luna aprilie o mamă a fost filmată în timp ce își bătea cu bestialitate fiica bolnavă, acum aceeași femeie și concubinul ei au ajuns după gratii. Acuzațiile sunt cât se poate de grave. Viol și vătămare corporală asupra celor trei fiice ale inculpatei. Totul a ieșit la iveală după un control al DGSPC. Vă avertizez că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. În luna aprilie, aceste imagini au revoltat întreaga țară. O tânără de 20 de ani cu dizabilități era bătută cu bestialitate chiar de propria mamă. Întreaga scenă a fost filmată de iubitul femeii, iar imaginile au ajuns pe internet. Autoritățile au început monitorizarea familiei, mai ales că femeia mai are acasă două fete de 8 și respectiv 10 ani. Vizitele autorităților au început să fie tot mai dese, iar inspectorii vedeau că fetele erau speriate și retrase. Au purtat cu ele discuții private și așa au aflat de tot coșmarul lor. Crezi copilul ăla să iau alul ăla la bătaie, nu, ceva nu logic. Încă să ne bucurăm că noi mâncăm și noi de pe echelea lor la copiii ăștia. Nu să le batem să ajungă pe cine știe pe unde. Atunci când a fost lovită cu ăla de baie, capul ăla. Asta eu nu știu. A stat aici la mine, vă două săptămâni. O beut, pe aia și-a luat fata la bătaie. Aia cu Anca. Păi ăștia la doi. Odată ce copilele au povestit tot ce li s-a întâmplat, mama și concubinul ei au ajuns pe mâna poliției. Fetele de 8 și 10 ani au fost duse deja într-un centru de plasament și primesc consiliere psihologică, iar fiica cea mare a rămas în grija unei vecine. E liniștită, îi dau tratamentul. N-am probleme. Și rămâne până când rămâne? Până luni ce o duce în centru. Luni o duce. Și până atunci o grijesc eu. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie, rele tratamente aplicate minorului și agresiune sexuală. Înconjurați de flăcări, sătenii dintr-o comună mehedințeană luptă pentru supraviețuire. Singura lor dorință este să-și salveze gospodăriile, deși lupta este una inegală. Neobosiți și fără să se plângă, oamenii stau lângă pompieri și depun eforturi imense să oprească vâlvătaia. Au scos tractoarele să tragă brazde în calea focului și au umplut remorcile cu apă și ar face orice să oprească urgia. Vă avertizez că urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. La Sisești, în Mehedinți, flăcările sunt cât casa, ard câmpuri de vegetație, păduri și viile localnicilor. Oamenii nu au mai așteptat ajutorul pompierilor și au ieșit în calea focului cu ce au găsit prin curți. Încercați să salvați via? Da, ceva, să fi mai putut. Nu putem să strângem un dezmărăcin și... Nu putem strânge. Focul noi foarte mare. Putem? Da. De durăm de sus până încoace, nu mai este. Acum îl aduce. Păi de asta e că îl aduce, poate să-l aducă înapoi. Îl aduce vântul. Dacă se întoarce înapoi, asta e. Nu doar tinerii au ieșit să-și apere avutul, ci și bătrânii satului. Teama că focul le ajunge în bătătură i-a scos din case. Cu lacrimi în ochi, oamenii fac tot ce pot să pună stabilă flăcărilor. A dat atâtea minimale să mâncim o vie. E o vegetație doar. Asta este, nu se poate. Am muncit până când ne-a găsit nebuniile, bani dați la oameni. Rămân săran cu pumnii la inimă. V-ați temut că intră în sat? Păi intră și vine peste noi. Deja e foc și în partea elantă. Nu se poate 2-3 oameni să sângă atâta nenorocire. Se duce via? Da. N-ați mai trăit momente din astea? Nu, niciodată. Niciodată, cu prima dată. Copiii veniră cu remorca, cu apă, dar degeaba, că nu a avut șansă să scăpăm. Unii săteni au pus la lucru și tractoarele pe care le-au în gospodării, doar ca să oprească extinderea incendiilor. Au scos utilajele înaintea focului și au tras brazde pentru a-l opri. Pe lângă pompieri și localnici, în ajutor au venit și voluntari din alte comune. Să trăiți! Să trăiți! Care-i situația? Hai de mama noastră! Și cu tractorul te mi-a zis pe viața ta. Hai ce faci? Pericol mare. Foarte mare.
Sătenii spun că sunt momente când se tem și pentru viața lor, nu doar pentru agoniseală. Din cauza vântului, focul se extinde când într-o parte, când în alta. Ne ajută să luăm foc. Asta ne mai trebuie. Destul că suntem și așa cum suntem, la casă ne mai trebuie. De când s-a pus vântul mai tare, mai tare să vede flacăra și să vede fumul. Arde, arde. Nu-l poate nimeni strânge. În rarele momente de odihnă, sătenii se întreabă cum a izbucnit focul, care îi pune acum în pericol. Nu știu care e cauza, o fi dat cineva sau s-a prins din senin. Arșiță mare. Arșiță mare, lipsa apă. Deocamdată, lupta pompierilor și a localnicilor a dat roade, iar incendiul a fost oprit și nu a ajuns la sat. El se extinde însă în continuare la pădurea și litiera din apropiere din cauza vântului. Un șobolan a fost filmat în spitalul orășenesc din Sân Nicolau Mare. Acesta a căzut din tavanul de rigips și s-a strecurat printr-o gură de vizitare. Eu așteptă și eu la internet. În imagini se vede cum șobolanul stă nemișcat lângă una dintre ușile secției. Imaginile au fost surprinse de un pacient, tot el fiind și cel care a ucis rozătoarea după ce a lovit-o cu o sticlă de dezinfectant. La Amzacea, în județul Constanța, inundațiile au distrus 10 de case și gospodării. Nămolul este peste tot, iar oamenii nu știu ce să facă de la o zi la alta. Încă mai dorm pe la rude sau prieteni și așteaptă un răspuns de la autorități. Astăzi, ministrul mediului a vizitat localitatea ca să vadă de ce materiale de construcții și ajutoare au oamenii nevoie. Amzacea din Constanța este într-o zonă inundabilă și nu are canalizare. Există doar un sistem de scurgere care nu a făcut față. Ministrul Fechet a vrut să vadă canalul din localitate menit să dreneze apa pluvială. Este un șanț puțin adânc, traversat de podețe, care s-au construit în timp. La ploaia de vinerea trecută, podețele s-au transformat în obstacole în calea apei. Dacă luăm cazul de față aici la Amzacea, putem să constatăm lesne că tot ce înseamnă preluare de ape pluviale este subdimensionat, este neîntreținut. Probabil aceste podețe sunt construite ilegal. Cele două tuburi pe care le vedem aici cu toții nu sunt suficiente. În 48 de ore, acolo a plouat cât în 6 luni. Mulți localnici au fost salvați de pompieri cu bărcile. 60 de case au fost distruse de ape. În momentul în care a văzut ce este afară, băiatul a sărit pe geam, s-a dus, a luat un pomperon, un bidon, căci că s-a vânat apa din casă. Când a văzut că e prea multă, deja ușa începea să cedeze. În clipa aceea am renunțat la chestia asta. Ce să faci cu furia? Păi nu te pui, așa este. Deci a plouat în 48 de ore, cât a plouat în jumătate de an. La 4 zile de la dezastrul care a lovit localitatea constanțeană Amzacea, locuitorii nu știu cum vor trăi de acum înainte, unde vor sta și cum vor fi ajutați să treacă peste nenorocirea care i-a lovit. Inundațiile din noaptea de vineri spre sâmbătă i-au lăsat fără animale, fără mobilă și electrocasnice și chiar fără haine. Apa a fost până aici, apa a fost la 70 de centimetri, am avut-o. Vreau să pregătesc această cameră și această cameră de aici până luni, pentru că să-mi adun copiii, ca de luni să începe și școala, să pun deocamdată un leu din acela, că decât să calce puțin copiii cu picioarele. A venit cineva, ne-a donat un aragaz ieri. Ce mai avem nevoie? Vă dați seama, ce vă spun singur. Materiale de construcții. Materiale de construcții rechizite pentru copii. Suntem părinți a 6 copii, dintre care 4 minori. Apa care i-a năvălit în casă a distrus tot și a lăsat în urmă numai nămol. Din fericire, n-au existat victime. Acum trebuie să înceapă reconstrucția localității. Nevoile sunt mari și multe. În principal, materiale de construcții, pentru că am scos parchetul din toate camerele și acum așteptăm să se usuce. Trebuie zugrăvit, trebuie parchet. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, susține că au fost descoperite și alte nereguli, precum podețe cu probleme, canalizări infundate și modul de administrare a plajelor pe litoral. Primăriile nu și-au făcut treaba cum trebuie. Acest pârâu nu este în administrarea administrației bazinale Dobrogea Litoral. Îl are primăria, bineînțeles. Amzacea, un mic sat din sudul României,
României a fost lovit de cea mai puternică furtună din ultimii 20 de ani. Comunitatea a fost martora unui dezastru natural de proporții, cu pagube materiale greu de cuantificat. Autoritățile promit intervenții rapide, iar localnicii fac un apel la solidaritate pentru a depăși această criză. Criminalul care a ucis vara trecută o tânără în grădina botanică din Craiova a cerut astăzi reducerea pedepsei. Inițial a fost condamnat la 15 ani de închisoare cu executare. Instanța a rămas în pronunțare la cererea sa, iar el va afla pe 19 septembrie dacă va primi o pedeapsă mai blândă. Tânărul a cerut și schimbarea încadrării din omor calificat în omor în cazul fetei ucise, iar în cazul prietenului ei care a scăpat cu viață după atac, a cerut schimbarea încadrării din tentativă de omor calificat în tentativă de omor. Curtea de apel Craiova i-a respins însă aceste două cereri. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Familia fetei, care a fost ucisă fără milă în grădina botanică din Craiova, a trecut astăzi prin momente grele. Tatălui Melis nu și-a putut opri lacrimile pe tot parcursul procesului. Părinții sunt devastați și revoltați că cel care le-a ucis fica cere reducerea pedepsei. Îmi pare rău și nu-mi pot stăpâni lacrimile. Și nu mi-am dorit să fiu în postura asta, să ajung vreodată. Dar am venit pentru fetița mea și îmi dau seama că un criminal nu se naște odată după un instinct. Este crescut într-o familie și dezvoltat într-o familie să fie criminal. În sala de judecată a fost prezent și Emanuel Bădică, prietenul fetei ucise. Adolescentul a fost și el înjunghiat de criminal, dar a scăpat cu viață ca prin minune, după luni întregi în spital. Adică 15 ani e deja puțin, adică să încerc să scazi de la 15 ani, când fiția noastră a fost la concretă de grav. Mă uit la el și văd chestii inumane. Criminalul a vrut să înlăture fapta cu premeditare. Avocatul lui a spus că obiectele pe care băiatul le-a avut la el în acea zi nu arată că fapta ar fi fost gândită dinainte. Mai mult, a invocat ideea că ucigașul, Alexandru Fojică, suferă de o tulburare de personalitate și nu a fost lucid la momentul faptei. A spus că oamenii care suferă de această tulburare se plictisesc rapid și nu au stare. Deci băiatul ar fi omorât din plictiseală. Toți și criminalul și avocatul și tatăl criminalului foarte aroganți, mergeau parcă erau pe bulevard când au intrat, capul sus, deci nu are cum să le pară rău. Criminalul a declarat că nu cunoștea victimele și a crezut inițial că Melis și Emanuel sunt două fete. El a mai precizat în sala de judecată că îi pare rău pentru ce a făcut și că ar vrea să dea timpul înapoi pentru că nu-și dă nici acum seama ce a fost cu el în acea zi. Schimbare în supermarketuri și hipermarketuri. Clienții vor fi informați la raft dacă produsul pe care vor să-l cumpere are un gramaj mai mic, dar și-a păstrat prețul. Fenomenul poartă numele de shrinkflation și a devenit o practică normală în ultimii ani peste tot pe glob. Consumatorii spun că ar fi vorba despre o înșelătorie și că sunt furați la gramaj. Și untul are un gramaj mai mic, 180 de grame în loc de 200 de grame cât avea înainte, deci o scădere de 10%. Și sticla de balsam acum este un pic mai mică, mai ușoară, cu 100 de mililitri. 900 de grame fasolea. În magazine sunt zeci de astfel de exemple. Iaurtul de băut avea înainte un litru și acum a ajuns la 800 de grame. Cineva a mușcat din cârnații oltenești, care acum se vând la pachet de 280 de grame. Cârnații Cabanos au ajuns la un gramaj și mai mic, minus 270 de grame. Iar acest fenomen este întâlnit peste tot pe glob. Shrinkflation, ați auzit de? Ca ciocolata care nu mai e de 100 de grame, dar are prețul 100 de grame, dar are 90 de grame și scrie mititel într-un colț așa. Asta înseamnă că ne fură, da? Suntem furați, e clar. Asta e excrocherie. Pur și simplu excrocherie. Guvernul ar urma să adopte o lege care să semnalizeze aceste schimbări pe produs și la raft. Cel târziu, luni, putem avea actul publicat în Monitor Oficial.
Producătorii trebuie să semnaleze vizibil pe ambalaj că au redus gramajul, iar prețul produsului este neschimbat. Asta înseamnă că la raft, în dreptul unei poze cu produsul, va apărea un mesaj care va anunța consumatorul că gramajul a fost schimbat, dar prețul nu. Dacă legea nu este respectată, producătorul sau vânzătorul vor primi o amendă cuprinsă între 1.000 și 10.000 de lei. Însă comercianții spun că în actuala formă, legea poate fi evitată foarte ușor. Eu, producător care făceam unt de 200 și acum îl reduc la 180 de grame, legea spune că dacă nu reduc prețul, trebuie să intru în procedura asta de semnalizare pe pachet, pe la raft. Dar eu, producător, reduc prețul cu un ban. Și am eludat complet legea. Pe lângă acest fenomen, specialiștii atrag atenția și asupra altor strategii de vânzări pe care producătorii le folosesc și care afectează în mod direct consumatorii. De exemplu, cheapflation, adică ieftinirea produselor din cauza inflației prin schimbarea materiilor prime cu unele de o calitate mai proastă. Asta poate însemna o cantitate mai mică de cacao în ciocolată sau mai puțină carne într-un mezel procesat. Mai există și greedflation, adică inflație de lăcomie. Este o practică a liderilor de piață care cresc prețul la produse peste inflație pentru a obține un profit cât mai mare. Producătorul sau procesatorul știe că el are o cotă importantă de piață și poate să mai pună un procent în plus și clientul tot să cumpere. Cât despre noua lege, oamenii spun că este una bună dacă va fi respectată. Asta pentru că îi ajută să facă o alegere mai informată direct la raft. Dacă ne convine, luăm și ne permitem, dacă nu, nu. Ne uităm și plecăm mai departe. România continuă să fie pe ultimul loc la capitolul digitalizare, iar în ultimii 7 ani a avut cel mai lent ritm de creștere. Digitalizarea instituțiilor din țara noastră s-a făcut în ultimii ani mai mult pe hârtie decât în realitate. Un cloud guvernamental care va fi creat cu bani din PNRR ar trebui să rezolve problema și să interconecteze bazele de date ale tuturor instituțiilor publice. Acesta va trebui finalizat până în luna iunie 2026. Deși suntem în era în care tehnologiile informatice au depășit cu mult sfera noastră de a ne imagina universul digital, România a rămas pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul digitalizare. Aici intervin mai mulți factori. Intervine odată analfabetismul digital, ceea ce înseamnă că oamenii nu cunosc cum să folosească tehnologia, nu știu cum să folosească ultimele tehnologii pentru a dezvolta business-uri. Odată cu PNRR-ul, prima axă a acestor fonduri care vin către țara noastră vizează digitalizarea. Aproximativ 4 miliarde de euro vin prin PNRR către România pe acest domeniu, pe digitalizare. Tot prin PNRR au fost alocate României 560 de milioane de euro pentru un cloud guvernamental. Programul va gestiona și interconecta bazele de date ale tuturor instituțiilor administrației publice. Acesta va trebui finalizat până în iunie 2026. Până atunci însă, digitalizarea instituțiilor din țara noastră este mai mult pe hârtie decât în realitate. Toate instituțiile își țin datele în propria curte și atunci se produce efectul de insularizare și n-ai cu ce să legi insulele de date între ele. Ăsta este și motivul pentru care stânga nu știe ce face dreapta. În momentul ăsta ANAF are niște servere de vreo 20 de ani pe care funcționează. Și asta spune foarte mult despre ce înseamnă transformarea digitală a statului. În plus, doar 28% dintre români au competențe digitale de bază. Unul dintre ei români știe să folosească internetul pentru a căuta informații, să trimită e-mail-uri, să instaleze un program sau să creeze conținut digital. Până în 2030, obiectivul Uniunii Europene este ca 80% din totalul adulților să aibă competențe digitale de bază. În schimb, românii sunt campioni la stat pe rețelele sociale. Foarte multe persoane petrec ore în șir pe telefon sau tabletă, navigând pe diferite platforme de socializare. Am o agenție de creare de conținut, deci cam zilnic, 24/24. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, toate platformele. Asta suntem în 2024, toată lumea asta pe telefon, adică de acolo ne luăm cea mai multă informație. 4 sau 5 ore, cam așa. Da. Acum, în funcție și de ce trebuințe avem de făcut. Folosești telefonul și pentru, nu știu, a căuta informații sau pentru a trimite mail-uri? Rare ori se întâmplă chestia asta, da. În rest, așa, pe TikTok, Instagram. Depinde de cheful pe care îl am. Pot să petrec undeva în jur și de 6-7 ore. Dar majoritatea timpului noi petrecem pe teren, pentru că sunt sportiv.
românii nu își permit neapărat să petreacă timpul în altă parte pentru că, sau altfel, pentru că costă. Și atunci telefonul, tableta, laptopul au luat locul televizorului. Social media este folosită pentru distracție, apoi pentru informare și educare în ultima instanță. În România, cele mai utilizate platforme sunt Facebook și Instagram, urmate de WhatsApp și TikTok. A murit în pivniță din cauza monoxidului de carbon eliminat de struguri aflați în fermentație. Despre tragedia unui bărbat din Iași discutăm după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! Un bărbat de 54 de ani dintr-o comună din Iași a fost găsit mort în pivniță lângă butoaiele cu struguri aflați în fermentație. Este a doua tragedie în doar 4 zile. Specialiștii le recomandă celor care fac vin în spații închise să nu stea prea mult în interior, deoarece se pot intoxica. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Tragedia a avut loc în comuna ieșană Plugari. Alerta a fost dată de o vecină care a venit să vadă ce se întâmplă cu bărbatul pentru că soția, care lucra în străinătate, nu a mai putut lua legătura cu el de câteva ore bune. Aceasta l-a găsit fără suflare și a anunțat autoritățile. Văzând că nu răspunde la telefon, un cetățean, un vecin din apropiere s-a deplasat la locuința acestuia și l-a găsit inconștient în beci. Medicii care au sosit la fața locului nu au mai putut face nimic pentru bărbatul de 54 de ani. Simptomele apar frecvent în decurs de câteva minute, se instalează cefalee, vărsături, greață, comă profundă chiar și în câteva minute poate surveni decesul. Vecinii sunt șocați de cele întâmplate. O înnoroșire mare. Când am auzit azi miasă, m-am încremenit. Singur el, a intrat acolo și nu a dat nimic de el. L-au găsit în beci acolo și... Mai avea de completat niște dimingeni, niște, cred că probabil de la gazul ăla, aerul și ala prea tare sau alcoolul. Nu mai avut oxigen, cred că asta a fost. Polițiștii au deschis în acest caz dosar penal pentru ucidere din culpă. Din primele cercetări nu există suspiciuni cu privire la comiterea vreunei infracțiuni, acesta fiind găsit în stare de inconștiență în interiorul pivniței, lângă butoaiele de vin care fermentau. A fost emisă ordonanța de efectuare a necropsiei medico-legale în vederea stabilirii cauzei decesului. Specialiștii recomandă celor care fac vin în spații închise să nu stea prea mult în interior, deoarece se pot intoxica cu monoxid sau bioxid de carbon provenit de la struguri aflați în fermentație. În timpul fermentației, în timpul fierbirii mustului, la început se consumă o parte din oxigenul din camera unde este depozitat vasul și mai departe există eliberări foarte mari de bioxid de carbon. În niciun caz astfel de vase nu se pun în încăperi închise. Dacă sunt asemenea cazuri, trebuie foarte bine ventilate. În județul Iași este al doilea caz de acest fel în doar 4 zile. Primul a fost al unei femei de 39 de ani din comuna Focuri. Pe cele 300 de hectare ale stațiunii de cercetare vitivinicolă Târgu Bujor bate vântul atunci când e vorba de culegători. A trecut mai bine de o săptămână de la începerea campaniei și abia s-au adunat 30% din oamenii necesari. Instituția a lansat inclusiv apeluri pe rețelele sociale ca să adună lumea la cules. De vină ar fi, pe lângă lenea unora, lipsa tinerilor și seceta. Seceta extremă a pus la pământ aproape toată producția Podgoriei de la Târgu Bujor. Sunt cu 70% mai puțin struguri, iar aceștia sunt mai mici. Asta înseamnă că munca pentru a umple o găleată de 5 kg e mult mai mare, dar câștigul e același, 1 leu și 40 de bani. Dar ca anul ăsta n-am mai întâlnit de când sunt în stațiune, de 46 de ani. Cu temperaturi foarte ridicate, la sol se ajungea și la 50 de grade. Nu mai spun că procesele fiziologice din plantă au fost blocate, fotosinteza. Unii culegători însă vin chiar și bolnavi. Cei mai mulți se adună din satele din împrejurimi. Ei spun că oamenii nu vin la cules din lene și că, deși e mai mult de muncit, merită. Vin la muncă pentru că îmi place munca. Și sunt și cu hernie de disc de 8 ani de zile, de 9 ani de fapt. Acasă la umbră cred că e tare bine și eu aș sta, dar dacă îmi place munca, eu nu stau.
Doamna Geta este o culegătoare cu 15 ani de experiență. Este printre puținii locatari din Târgu Bujor care vin la cules. Nu se teme de munca mai grea și îndeamnă și pe alții să vină în vie. Dacă ești iute de mână, într-adevăr poți să faci găleți. Cam cât faceți dumneavoastră? 200, 200 și ceva de găleți pe zi. Cât ați câștigat pe zi asta? Am avut perioade în care am câștigat și 300 și... Deci 200, 300 de lei pe zi, sigur. Deci eu îndemn lumea să vină la muncă. Unii oameni spun că nu vin la cules pentru că nu vor să piardă ajutorul social. Totuși, legea le permite să lucreze 180 de zile în regim zilier, fără să li se taie din bani. O parte nu au chef de muncă, dar o parte se feresc din cauza că spun că li se taie ajutorul social. Păi una să alegi o găleată, să te duci să umpli o găleată într-un sfert de oră și nu-ți faci normă ca să iei banii și altă, eu știu cum îi plătești. Reprezentanții Podgoriei au făcut apel peste tot, inclusiv pe rețelele de socializare, dar succesul a fost mic. Se tem că puțina producție rămasă s-ar putea pierde dacă nu e recoltată rapid. Prezent lucrăm în comedie de zilier 30 pe zi. Necesar ar fi ca să urgentăm și să recoltăm producția care a mai rămas în urma efectelor climei secetei, așa, jur de 90 de persoane. Deși nu sunt suficienți culegători, există și o veste bună. Vinul va fi mai gustos, tocmai pentru că temperaturile au fost ridicate. Pentru foarte mulți copii, începutul noului an școlar este motiv de bucurie. Mulți sunt nerăbdători să cumpere cele mai moderne rechizite. Dar în România anului 2024 încă mai sunt copii care se bucură numai pentru un creion nou sau un set de culori. Și nu vorbim despre un sat uitat de lume, ci chiar despre copii din capitală. La câțiva kilometri de centrul Bucureștiului, două familii fac față cu greu traiului de zi cu zi, iar începutul noului an școlar înseamnă o nouă provocare. O casă modestă, dar primitoare. Luna, pisica familiei, ne întâmpină curioasă de la fereastră. În cameră o găsim pe Georgiana. Chiar dacă are doar 28 de ani, viața a pus-o la grea încercare. Are 5 copii. Împreună cu soțul și micuții locuiesc într-o singură cameră, dar copiii sunt motivul ei de a trăi. Fiecare profesor are caiete speciale, culegeri. Cheltuieli foarte mari. Ei sunt comorile mele, cum s-ar zice. Prin ei trăiesc. Când spun, mamă, nu mai pot, nu zic, Doamne, mai pot încă un pic, am pentru ce. Ei îmi dau putere. Pentru tânără, cel mai important este ca micuții să-și continue școala. Indiferent cât de greu le este financiar, studiile îi vor ajuta să schimbe destinul. Dacă alți copii merg în concedii cu familia, cei 5 frățiori nu au reușit să meargă cu părinții. N-am fost niciodată. Mi-am dorit, vă dați seama, că fiecare om și-ar dori. Și unde v-ați dori să mergeți? La mare. Nu. N-am fost niciodată. Le-am spus. N-ai ce să faci fără școală în ziua de astăzi, pur și simplu nici la mătură nu te mai primi. Copiii sunt nerăbdători să înceapă școala, dar îi ajută și pe părinți la treburile casei. În acest an, Robert, unul dintre micuții familiei, va participa la Olimpiada de Matematică. Ce materii îți plac? Matematică, engleză. Am auzit că vei merge și la Olimpiadă, la mate? Da. E pentru prima oară? Da. Școala înseamnă ceva care mă învață și mă și educ, așa. Ne jucăm toți aici în cameră, mai ieșim pe afară, mai ieșim pe stradă cu tati, cum vine tati de la muncă. Am mai văzut și pe stradă și aștept să văd cum e la 7. Ai emoții? Nu. Ce materii îți plac? Sportul. Matematica, așa și așa, și română. Nicoleta are 50 de ani și 3 copii. Și pentru ea, noul an școlar înseamnă cheltuieli suplimentare. Mi s-a întâmplat vreodată să le spuneți, mami, eu astăzi n-am cum să-ți iau cu tare loc. Sigur, nu numai o dată, de multe ori. Poate plecau în parc undeva și poate nu aveam să le dau de o sticlă de... Pentru mamă, școala este cea mai importantă. Strictul necesar ne zbatem să-l acordăm copiilor, îi încurajăm, îi susținem, îi ajutăm să nu abandoneze școala,
să meargă, îi îndrumăm, le explicăm, fără școală nu ajung nicăieri. Totuși, pe chipul copiilor se vede bucuria. Chiar dacă banii sunt puțini, au cel mai de preț lucru, dragostea și susținerea părinților. Eu de-abia aștept doar să întâlnesc din nou profesorii, colegii, să ne facem orele, să stăm, mai glumim, mai vorbim, nu mai ne-am văzut de mult. Pe mama mai ajut la treburile casnice, mai fac curat în cameră, mai dau cu mătura, la bucătărie mai fac o omletă, un ou. Pe mama mai ajut să mai iau o găleată de apă, de astea. Mai dau cu mătura, mai spăl niște fațe. Și pentru că noul an școlar se apropie cu pași repezi, școlarii au primit ghiozdane complet echipate, iar bucuria micuților a fost de nedescris. Ce șmeche! Mi-a dat lipici. Pix de la, cu creion. Da, uite. Mama, cu fotbal, doamna, mi-a să ales penală. Și mie. Vă mulțumesc foarte mult, doamna. Asociația Protagoniști în Educație sprijină anual 450 de copii din comunități vulnerabile și 75 de copii cu cerințe educaționale speciale. Suntem mândri de progresele pe care le observăm de la an la an ale acestor copii, care, așa cum spuneau și mamele lor, sunt comorile lor. Prin programul Școala Socială Sportivă și Centrul de Zi Wonder intervenim pe două componente, una sportivă și una social-educațională. Copiii din ambele familii au în comun pasiunea pentru sportul rege și visează să ajungă la echipe mari. Florin are doar 13 ani și deja 11 medalii. Asta e pentru cel mai bun șut la poartă. Am dat vinclu. Oamenii care vor să ajute copiii din familii defavorizate pot să trimită un SMS la 8844 cu textul ajut. Cu 2 euro lunar, un copil poate să se bucure de copilărie. Elevii cu nevoi speciale din Cluj se bucură de școli moderne la cele mai înalte standarde europene. Milioane de euro au fost investite în ultimii ani în toate aceste școli. Dar Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă se remarcă de departe prin dotările sale unice în România. Copiii care învață aici se pot bucura, printre altele, de hidroterapie, de săli de liniștire și chiar de o grădină senzorială. Cea mai mare parte din banii alocați în aceste investiții vin din fonduri europene. Suntem norocoși să avem bazinul de hidroterapie cu sistemul de coborâre și urcare pentru copiii care sunt în fotoliu rulant, iar colegele noastre kinetoterapeute desfășoară activități 1 la 1 sau 2 la 1 în funcție de copilul cu care lucrează. Aceasta este doar una dintre dotările de care se bucură peste 150 de copii cu dizabilități care învață la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă din Cluj-Napoca. Este pentru prima dată când o școală din România beneficiază de un astfel de bazin pentru tratarea și recuperarea copiilor. Dimineața ne întâlnim, ne îmbrățișăm, ne bucurăm să fim împreună, primim copiii cu brațele deschise, îi însoțim la clasă. Cine poate să meargă singur este lăsat să meargă singur, să urce scările, să-și găsească clasa, să se orienteze în spațiu, dar sunt copii care trebuie însoțiți și pe care îi însoțim. Profesorii spun că s-a văzut o schimbare în atitudinea celor mici, după ce au văzut cum arată noul spațiu educațional. Cu siguranță, în momentul în care am trecut în acest spațiu nou, am văzut un entuziasm foarte mare din partea copiilor, am văzut faptul că s-au bucurat atât de facilitățile pe care le-au primit, cât și de interacțiunea pe care o aveau cu noi profesori, pentru că spațiul este deosebit, e colorat, e frumos și atunci s-au simțit mult mai bine. Investițiile nu s-au rezumat însă doar la renovări, ci s-au pus accentul inclusiv pe dezvoltarea personală a elevilor. Un spațiu în care cei mici pot face asta este sala pentru simulare multisenzorială. Copiii cu autism se pot retrage sub perdelele luminoase sau se face corespondența între informația vizuală și acțiune. Avem o grămadă de verdeață în jurul nostru, o grămadă de mijloace și de posibilități să învățăm din natură, de tot ce vedem în jurul nostru și să ne recreăm, bineînțeles. Copiii de aici învață, pe lângă ceea ce învață orice copil dintr-o școală de masă, învață
Învață meserii, de exemplu, la școala profesională. Avem mai multe calificări. Avem calificări de frizerie, coafor, manicură, pedicură. Avem mecanici, avem tinichigiu, vopsitor auto. Acesta este atelierul de tâmplărie unde învață copiii începând cu clasa noua. Toate obiectele din părculețul de afară au fost realizate în această încăpere de către copii alături de îndrumătorilor. Elevii care învață în aceste școli au diverse particularități, precum dizabilități intelectuale, tulburări din spectrul autist, tulburări de dezvoltare sau întârziere în dezvoltare. Un atacator a tras de mai multe ori asupra polițiștilor aflați la posturi chiar în apropierea Consulatului General al Israelului din München. Un jurnalist a surprins atacul. Cine este cel care a tras, aflați după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! Imaginile disperării și totodată ale resemnării vin din comuna Vrânceană-Broșteni. Zilnic vârstnicii sunt nevoiți să care găleți cu apă kilometri întregi până acasă. O singură fântână a mai rămas în localitate și nici aceea nu mai are multă apă. Alții așteaptă să le aducă cei de la primărie. Din cauza secetei, multe râuri au secat, chiar și Milcovul. Suntem în comuna Vrânceană-Broșteni, în județul Vrancea, o localitate care are aproape 2400 de locuitori. De câteva luni nu a mai căzut o picătură de ploaie. Astfel, o parte dintre râuri au secat, inclusiv Milcovul, care străbate comuna de la nord la sud. Localnicii sunt nevoiți să meargă kilometri întregi până la fântâna, care mai are puțină apă. Cel mai greu este pentru bătrânii satului, care s-au resemnat cu gândul că trebuie să parcurgă zilnic distanțe mari. E greu pentru dumneavoastră? E greu, na, dacă e greu, ce să facem? Fără apă nu putem sta. Credeți că mai plouă? Nu știu dacă mai plouă, doamnă. E lumea foarte rea. În grădini totul s-a uscat, iar oamenii se tem că va seca și apa din singura fântână care a mai rămas. Ei spun că nu știu cum se vor descurca în perioada următoare. Poate că mereu vine, toți vine și ia apă de aici. De ce? Păi dacă n-ar de unii. Asta e fântână, are izvorul înăuntru. Apă la robinet aveți? Nu. Nici asta? Nu. Și cum vă descurcați? Mai este câte o fântână care are apă. Mai ne aduce primarii, mai... Da. Râul Milcov a mai fost secat în urmă cu câțiva ani, dar nu așa de rău ca acum. Arșița de peste vară a lăsat goală albia râului, unde au crescut buruieni și arbuști. Mai așteptați să mai curgă apă pe Milcov? Apă pe Milcov? Când o plouă. Spuneți că a secat Milcovul. Da, prieta, dacă n-a plouat deloc. Reprezentanții primăriei încearcă să împartă apa oamenilor, dar din cauza numărului mare de cereri nu pot să ajungă zilnic la toți localnicii. Oamenii vin și solicită, se face o listă de așteptare. Sunt timpii de așteptare firești și colegii noștri nu pot să asigure apă pentru toată lumea în fiecare zi. Sunt 5 sau 6 curse pe zi. Primăria încearcă să vină în ajutor prin a le asigura o cantitate de apă. Mai exact un cub de apă care are 1000 de litri. Ați primit și dumneavoastră? Am primit și eu. Cât apă primeați? Câte un cub de apă. Oamenii împart apa pe care o primesc și animalelor și păsărilor din ogradă. Ruinele unui sat din Grecia, scufundat în urmă cu 10 de ani, au reapărut la suprafață din cauza secetei. Totul vine după o vară extremă cu temperaturi de peste 40 de grade, ploi rare plus incendii de vegetație. Peisajele uimitoare, care altădată atrăgeau turiști și iubitori de natură, sunt acum mărturia unor vremuri grele pentru greci. Zi de zi apa scade, spun localnicii despre lacul Mornos, care furnizează apă pentru aproape jumătate din populația Greciei. Acesta este lacul Mornos din centrul Greciei, care nu mai arată ca odinioară. După o vară marcată de valuri de căldură extremă și precipitații minime, aproape că a secat. Atât de mult încât ruinele unui sat ascunse sub ape au ieșit la suprafață. Se văd case și poteci pe care acum 45 de ani mergeau oameni. Το ξεκίνημα έγινε αρχές του καλοκαιριού, αλλά όχι τόσο έντονο. Όσο περνούσε ο καιρός, άρχισε η λίμνη να κατεβαίνει, να φαίνονται, όπως βλέπετε και εσείς τώρα, τα κομμάτια γύρω-γύρω, δηλαδή στα βουνά, ξεχωρίζουν πώς κατεβαίνει μέρα με τη μέρα. Και τον τελευταίο 1,5 μήνα άρχισε να φαίνονται τα πρώτα σπίτια
από το χωριό Κάλιο, είναι το χωριό που βυθίστηκε για να δημιουργηθεί αυτό το τεράστιο έργο, η τεχνική λίμνη του Μόρνου. Foștii locuitori ai satului Calio au fost surprinși să revadă satul, dar întristați de starea lui. Τώρα παδιάζει μόλις την καλά. Nili pe jumătate, ele că ήταν παραλία. Da, ξέρω. Τώρα παδιάζει μια ξηραίλα. Autoritățile locale cred că dacă nu plouă curând, nivelul lacului va scădea și mai mult, iar problema va fi acută ca în anii 90. Αυτό που συμβαίνει σήμερα μπορεί να αλλάξει και να μας φέρει στα χρόνια του 1990 που να μπορούμε να περνάμε τη λίμνη απέναντι. Το πρόβλημα θα είναι τεράστιο αν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Άρα, όπως είπα και πριν, θα πρέπει οι δημότες, οι πολίτες να σεβαστούν αυτό το αγαθό και να το περιορίσουν μόνο για πολύ καλή χρήση. Maria are 70 de ani și spune că s-a născut în Calio, iar acum își va putea vedea casa în care a copilărit. Am ασυνηθίσει να φανεί το χωριό όλο. Μέχρι στο πάτος χωριός, η εκκλησία του κάτω μέρος, που ήταν το σπίτι μας, θα φανεί. Lacul artificial Mornos se află la 200 de kilometri vest de Atena și furnizează apă pentru aproape jumătate din populația Greciei. Satul a fost inundat intenționat în 1980, totul pentru a asigura alimentarea cu apa Atenei. A fost atac armat în München, în apropierea Consulatului General al Israelului. Întreaga scenă a fost surprinsă de un jurnalist de la fereastra apartamentului lui. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Nu este clar care a fost ținta exactă a atacatorului, dar este cert că a fost împușcat mortal după ce a tras de mai multe ori asupra polițiștilor aflați la posturi. Potrivit autorităților, autorul atacului este un cetățean austriac în vârstă de 18 ani și era înarmat cu o pușcă din cel de-al doilea război mondial. La câțiva metri distanță se află și Centrul de Documentare pentru Istoria Nazismului. Incidentul are loc într-o zi în care a fost comemorat atacul de la Jocurile Olimpice din 1972. Atunci, palestinienii au luat ostatici 11 atleți israelieni care ulterior au fost uciși. Lady Gaga și Joaquin Phoenix au cucerit aseară Festivalul de Film de la Veneția. Cele două vedete au fost primite cu aplauze la premiera mondială a noului film Joker, Delirând 2, una dintre cele mai așteptate pelicule din cadrul festivalului. După cum era de așteptat, Lady Gaga a apărut pe covorul roșu într-o ținută care a atras toate privirile. Lady Gaga a avut o apariție spectaculoasă la premiera mondială a noului film Joker, Delirând 2. Artista a ales o rochie neagră semnată de Christian Dior, iar pe cap a avut o pălărie atipică din dantelă. Cât despre bijuterii, vedeta a ales un colier cu diamante de la Tiffany's. Alături de ea și-a făcut apariția și Joaquin Phoenix, partenerul ei de pe platourile de filmare. Actorul a mers pe clasic și a îmbrăcat un smoking negru. După ce au defilat pe covorul roșu, Gaga și Joaquin au participat la proiecția filmului Joker, Delirând 2, care a primit 11 minute de aplauze. Noul film Joker urmărește povestea comediantului Arthur Fleck, care este închis într-o secție de psihiatrie. Aici el o cunoaște pe Harley Quinn, iubirea vieții sale. I know. Isn't it beautiful? Lady Gaga și Joaquin Phoenix au dezvăluit la conferința de presă cum s-au adaptat la regia noului film. I actually really enjoyed it and it was a completely different experience than any one that I'd ever had before with an actor. He's incredibly loose and free and I think I learned very much that going on set with a preconceived notion of what we were going to do was kind of the wrong idea. First of all, hi everyone. It's nice to see you. It's nice to be back. Yeah, I think part of the joy, at least for me, was taking these songs that were standards and trying to find a way that it felt like they were specific to the characters, that it was the only way that the characters could express themselves were through these particular songs sung in this way. And that was part of what was
I think a interesting point for us. Joker de Lear în 2 va apărea în cinematografele din România pe 4 octombrie. O femeie din Grecia, mai exact din Tripoli, a dat foc unei păduri de 2 ori în speranța că va putea să aibă o aventură cu unul dintre pompieri. Potrivit presei elene, femeia în vârstă de 44 de ani a trezit suspiciuni pentru că era prezentă mereu la locul incendiilor. Ulterior, după ce a fost prinsă, ea a recunoscut că a comis infracțiunile pentru că îi plăcea să-i privească pe pompieri în acțiune și să filtreze cu ei. Pentru fapta sa, grecoaica a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare. În plus, va trebui să plătească o amendă de 1000 de euro. Mulțumesc, Maria, iar de la sport trecem la vreme, toate informațiile chiar acum. Vremea se menține în continuare mult mai caldă decât normalul perioadei, dar apar și ploile. Să vedem mai întâi ce se întâmplă pe continent. Predomină vremea frumoasă mâine. Temperaturile sunt chiar în ușoară creștere față de astăzi. Iată, prin nord se vor înregistra 26 de grade, în Norvegia 23, în Rusia. În partea sudică, mercurul din termometre depășește 30 de grade. Vedem 33 în Grecia. La noapte, în țară, vor fi înnorări și sunt condiții de ploi abundente local prin est, Galați, Iași și Bacău. În restul țării, șansele de ploaie sunt mai scăzute, iar cerul va fi mai mult senin. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade. Mâine, temperaturile se mențin mult mai mari decât cele normale pentru început de septembrie în majoritatea țării, cu precădere în jumătatea vestică a țării, acolo unde meteorologii mențin alerta de cod galben de caniculă. Maximele vor urca până la 32 de grade. Iată, Baia Mare, Oradea, Timișoara, Drobeta, Craiova. În același timp, estul țării este vizat de ploi și vijelii mâine. Galați și Tulcea se vor afla sub alertă cod galben de ploi abundente, iar maximele nu trec de 24 de grade aici. În București, vremea se menține călduroasă weekendul acesta. Mâine vor fi 29 de grade. Sâmbătă și duminică, 31 de grade la orele amiezii. La mare, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere. O să bată și vântul, iar temperatura apei mării va avea valori de 24-25 de grade. Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Vă mulțumesc pentru atenție, o noapte liniștită să aveți. La revedere! Program disponibil pe primaplay.ro.